Allora, Ce ne valoria? Voi do, și foși. E da și fa, că e cam anacazuesc. Bă, lege, lui este știi cum e. Oi, uroi, oi, mă gândit eu, întrebăm de pe mine, de ales, ca președinte. Oi, poate faci cumva așa să mă votați pe mine, a? Și zici. Ei, ce mai e de nebun pe mine și știi că noi doar nu putem să te votăm așa, să arătăm la lume chiar cum stau treburile, pe față. Oi, uroi, eu înțeleg că au fost vremuri grele și ne-am slădit și poate... Și eu n-am fost drept de multe ori, dar poate și tu n-ai fost, n-ai avut întotdeauna dreptate. Dar hai să uităm ce s-a întâmplat și hai să ne împrietenim, pentru că și eu m-am săturat de toată lupta asta, toată năcazul ăsta. Eu m-am gândit, eu de-am știi și singur, ai auzit că lumea grăiește, lumea vede, că eu de-am de comunism, încep cu încet să mă las. M-am gândit, e bun el comunismul, e bun tătuca Lenin, dar totuși mai gine niște business de făcut, nu? Dacă tot lumea mă alege, că după cum vezi, de-am dacă lumea îmi dă din mână și eu să nu eu. Și m-am gândit, Iura, și să ne mai svădim, hai, vină și tu cu mine și împărțim, mă împart cât vrei, îți dau și ție o parte și facem și, tu vezi că viața trece, dar cariera ta stă pe loc. Noi, dacă tu nu vrei, îți găsim noi ți-o de cojoc și stai tot așa și să îmbătrânești și n-a să ajungi să bagi în buzunar nici 1 milion de baxuri, măcar. Așa că vină cu noi. Ei, Valode, nu știu, ei, dar parcă noi cu tine doar suntem svădiță, nu trebuie chiar așa, cum adică, așa să zică lumea care m-a votat pe mine și ea mă, că i-a întrădat-o și... Oi, Iura. Lasă-i tu lumea și lasă, nu contează și te uiți tu la lume. E, gândește de-am odată și la tine, ți-am zis, ei, de-am uit la tine că ești bătrân, de-am mai barbă. Și hai, că și eu m-am schimbat, eu până mai ieri eram comunist, dar gata, m-am răzgândit. Ne-am luat eu că chiar și un rancio în Tihas și chiar și o șapcă de șei de cavboi și mă fac businessman de azi. Și îmi trebuie comunismul și hai cu mine, ne facem amândoi businessman și ridicăm Moldova, așa cum zice Ștefan și Eminescu în cărțile lor, cum scriu. Așa, să te ridicăm, taman cum vrei și tu, și tu vrei, parcă ceva cu Eminescu, acolo era și cu Ștefan, zice. Ei, Volodea, dar nu mă măjești. De unde eu să știu că tu amonul mă pui pe mine așa și pe urmă tu iar cu Lene și cu tale? Ui, Iura, ui, eu sunt om de cuvânt, ui. Dacă-mi promis, știi cum eu. Eu dacă zic că fac, îl luăm specialul și pe Tarlev, îl facem iar premier, să meargă că lucrurile ca pe strună. Noi aici întoarcem cu de-o câteva sute de milioane de baxuri, îți chic și ție o bucată bună și că niște dăci ceva, niște mașinele, niște mărsădăsuri și îți strâcă, le pui dacă nu vrei să le vadă lumea, le duci acolo undeva la țară, le ții în garaj și după asta de-o când te duci, când ați pleci de Moldova, că noi mai stăm încă vreo 2-3 ani și apoi luăm zborul de aici și crezi că suntem nebuni, stăm aici, luăm zborul și vii tu cu noi și stăm și trăim, mă, cu curve și cu de-astea la bătrâneț. Ia să vezi de chine și... Da, e Volodea, dar... Bună, e, hai, dar dacă zici că Ștefan o zis și Eminescu, de-am mă mai gândesc și eu, dar hai, dar hai să mergem, dar chiar mă gândesc și stau ca prostă, muș, totuși n-am nicio șansă. Hai, de-am să mergem să facem niște bani împreună. Oi, Iura, e că așa îmi place să grăim. Așa, po bratstvo, po svobodi și po dreptate. Hai, dar votăm mâine, da, ne-am înțeles. Gine, stai, Iuleacă, stai, și chiar așa de-am gândit și crezi că eu nu vă știu, cât propui, pune pe masă să vedem dacă merge. Ui, Iura, hai să începem cu vreo 3 mărsădăsuri, mergă-mă, 3 mărsădăsuri până săptămâna viitoare și vreo 200 de cubometri de chiatră de la Cricova, dacă vrei. Satele, o să ai șahta ta ca așa din Donbass, știi care a făcut bani mulți. Ui, că așa, pe urmă îți faci echipă de fotbol, eu o să vezi cum treci, mergem înainte ca tankurile. E bună, e mărsădăsuri, zici. Hai, dar vezi, le duci și le pui în garaj, știi unde. Bună, Iura, hai, ne-am înțeles. Hai.